intră pe www.blogcreștinbuziaș.com, primul blog creștinesc din Buziaș. Să facem
dau o proclamație de laudă, care ne consolide și ne cinste la adresa ta. Fiți slăbit, Dumnezeu, Domnul, fie slăbit numele și binecuvântate, veci de veci cu credința. Laudă ție, slavă ție, glorie ție, Dumnezeu, Domnul, o neclinăm, Dumnezeu, și de binecuvântate. Slăbim, Doamne, numele Tău, ce-o Sfânt, fii lăutat, ce fii binecuvântat. Glorie ție, slavă ție, neclinăm, mulțumim, Doamne, frate și surori, aici, mulțumim, Doamne, cuvântul Tău cel bun, mulțumim, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Haideți să rămânem în închinare, să închidem ochii și să cerem prin fratele Denis și prin fratele Dani binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest program. Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze seara asta, să binecuvinteze laudele noastre, pentru că ele sunt adresate numai și numai Lui. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne încarce și pe noi de putere, de smerenie și de înțelepciune. În tot ceea ce facem, numele Său să fie lăudat. Aleluia! Thank you.
dimineață. Avem nevoie de dragoste curată. Cu toate că Dumnezeu nu este cel mai bun. Dar dacă este din inimă, este pentru Dumnezeu
și este cel mai bun lucru pe care putem să-L aducem în noi. În această seară, am vrea ca fiecare din noi să ne aducem aminte că suntem îndrăgostiți de Iisus Hristos. Cine este îndrăgostit de Iisus Hristos în această seară să ridice mâna sus? Who is loved by Jesus? Razia aia. Ok. Dacă sunteți îndrăgostiți de cineva, trebuie să știți care este comportamentul persoanei de care sunteți îndrăgostite, nu? Ia să vedem trei mari obiceiuri al Iisus Hristos. 1. Sunteți aici, nu? Trei mari obiceiuri al Iisus Hristos. 1. Era nelipsit? Zidării. Era nelipsit de la templu în ziua de sabat. Bine, ne-am mutat acum din cauza fraților, dar slavă Domnului, suntem nelipsiți în această seară și să fim aici și cu trupul și cu sufletul, da? Amin. 2. Un obicei al lui Iisus Hristos. Gabi, știi tu? Un obicei? Fratele Mihai, el trebuie să știe. Se ruga. Se ruga, extraordinar. Așa, deci noi în această seară ne-am întâlnit să ne rugăm, da? Cântările ce sunt? Tot niște rugăciuni, nu? Niște rugăciuni de înălțare, niște rugăciuni de adorare. Și al treilea? Încă un obicei foarte important. Predica. Predica, da. Asta era toată viața lui, o predică. Lui Iisus nu-i plăcea să stea cu prietenii săi pe stomacul gol. El tot timpul frângea pâinea împreună cu ei, nu? Înmulțea, făcea minuni. În această seară, după biserică, după ce vom asculta și predicile fraților din America, vom lua și noi masa, nu? Și toată slava se fie adusă lui Dumnezeu, da? Și celor ce s-au ostenit pentru ele. Așa. Cine e pentru prima oară în această seară, aici? Hai să vedem. Beni, Gabi, sora Ileana, cred că este pentru prima oară. A doua oară. Da, bun. Îmi cer scuze atunci. Fratele Cristi Vătva. Pentru prima oară, nu? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele Cristi, cine mai e pentru prima oară? Rebecca, Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin. Bine ați venit, sora Marian. Avem aici niște frați din America. Dumnezeu să-i binecuvânteze, sunt pentru prima oară. What's your name, please? Harlan. My wife, Debbie. Okay, Harlan and Debbie. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Soția lui, Debbie. John and Rodica. Rodica, okay, John. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și fratele care pentru prima oară? Eu mi-s din Arad. El e din Arad. Și nevastă mai acasă. Nu, el e de aici, nu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Suntem în această seară o familie în Iisus Hristos. Gloria Domnului. Cum zicea Pavel, nu vreau să știu altceva între voi decât pe și pe El răstignit. În această seară vrem să-i dăm lui toată cinstea și toată gloria. Pentru că El merită, da? Gloria lui în veci de veci. O să auzim în această seară You Raise Me Up, Simina și Gabi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. După care, câteva cuvinte, după aceea câteva cuvinte, fratele din Zădăreni va face prezentarea fraților din America. Oh,
Ar trebui să-i prezint pe frați, deja s-au prezentat singuri. Sperăm ca Domnul să ne dea în continuare părtășie binecuvântată, să ne vorbească un cuvânt. Este așa de important atunci când vii în prezența lui Dumnezeu să ai așteptarea aceasta, măcar această așteptare. Spune și pentru mine, Doamne, un cuvânt din partea Ta. Suntem împreună cu fratele Harlan și cu fratele John din Statele Unite. Ei reprezintă organizația Misiunea Credinței Apostolice, o organizație care își are sediul în Portland, Oregon. Și rădăcinile la începuturile pentecostalismului în anul 1906, când a avut loc trezirea pentecostală. Organizația aceasta este activă în România din anul 2000 aproximativ. Fratele John, a cărui soție este româncă, Rodica, de la Lovin, a vrut atunci să vină să cunoască România și Dumnezeu a deschis uși și în felul acesta ei s-au implicat, au slujit Domnului aici. Suntem astăzi împreună 15 biserici răspândite prin țară, biserici mici, începuturi slabe, să zicem așa, dar Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Atunci când sunt slab, atunci Dumnezeu mă face tare, zice Pavel. Ne bucurăm să fim împreună cu voi în seara aceasta. Am fost binecuvântați să ne închinăm împreună și fie prezența și binecuvântarea Domnului în continuare peste noi aici și Domnul să ne dăruiască un cuvânt, acel cuvânt pe care noi îl așteptăm de la El. Amin. Amin. Sora Romani s-a zis de poezie. Dumnezeu să o binecuvinteze. E pe aici? Ok. După care Cristiana o să cânte o cântare evreiască. După care Dumnezeu să o binecuvinteze pe fratele Halen. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. O liniște acoperise întreg pământul. Parcă și câinii dinanță au adormit. Surprize se mai sufle chiar și vântul. Iar cei ce stau de veche au ațipit. Din depărtări, parcă simțeai primejdii. Căci întunericul acoperise valea. Și bâșbâind în besna deznădejdii, drumețul parcă nu-și mai vede calea. Dar undeva, departe într-o odaie, la umbra unei raze de lumină, 10 picioare așteptau cu nerăbdare venirele ce târzia să vină. Dar deodată, chiar în miez de noapte, un strigăt a străpuns întreaga vale. Iată că vine mirele, fiți gata, spre putea ieși în întâmpinare. N-a fost un vis, a fost o prevestire, scris în scripturi și se va împlini. Străjerul de pe zid ne dă de știre că mirele aproape va veni. Amin. Amin. Love.
13, verse 11. And that knowing the time, that now it is high time to wake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Amin. Amin. Several months ago, Brother John and I had visited about a possible trip to Romania. În urmă cu câtva timp, împreună cu fratele John, am cercetat posibilitatea unor călătorii de a veni în România. And I've always wanted for my wife to be able to accompany me on a trip. Și întotdeauna am dorit ca împreună cu mine și cu John, de câte ori am fost, să vină și soția și soțiile noastre cu noi. And we talked about how nice it would be for both of us to have our wives come with us. Și discutam noi între noi cât de minunat ar fi fost să le avem pe soțiile noastre venind împreună cu noi. And so we talked back and forth about the possibility of that happening. Așa că tot am vorbit ba de una ba de alta în legătură cu acest subiect. And at some point, I don't remember exactly when, but we agreed that Sister Rodica and my wife would both be free their schedules and be able to come with us on this trip. Și pe parcursul acestor cercetări ale noastre, nu știu exact când, am hotărât ca împreună cu noi să vină sora Rodica și sora Debbie, soțiile noastre. But you know, there's a lot of preparation that comes into making a travel like that. Însă, după cum bine știți, trebuie cam pregătire serioasă, intensă, înainte de a face o călătorie. In fact, in anticipation of that, I needed to renew my passport. De fapt, în așteptarea acestui eveniment, a trebuit chiar să-mi schimb și pașaportul, să-l renoiesc. It was to expire in August, so I knew I had to renew that. Expirase deja în august trecut și știam că trebuie să-l renoiesc. In fact, I had considered that at the first, in January of 2011, knowing that I would need to renew that passport. De fapt, am avut în vedere faptul acesta din ianuarie 2011, că urma să-mi renoiesc pașaportul. But I knew I had 8 more months until August, so I put it off for a while. Da, am zis, mai am încă 8 luni, mai am timp, o las deoparte, deocamdată. And then suddenly it was June, I realized I needed to do that now. Apoi, în iunie, m-am dat seama, măi, trebuie să renoiesc acum. And so I
paid the money, filled out the forms, sent it in. Așa că am plătit taxele, am completat formularele, le-am expediat. And I received my passport again. Și mi-am primit din nou pașaportul. So I knew I was ready in that aspect to make a trip. Din punctul acesta de vedere, eram gata să săvârșesc, cum se spune, călătoria. And Brother John in the meantime had communicated with me and the dates were set for February. Între timp, fratele John a ținut legătura cu mine și mi-a spus: "Uite, pentru februarie asta este data plecării." So I began to think again, well, I have 5 or 6 months, no hurry. Oh, și atunci m-am gândit, iar mai am 6 luni, 5-6 luni, nu trebuie să mă grăbesc. And I determined that come December or so I would begin to get more organized. Și am zis, mai pe decembrie o să fiu mult mai organizat în tot ceea ce fac. But you know, things happen in life that cause us that come into our lives that may interrupt our scheduled plans. Dar iubiții mei, știți că în viața noastră intervin anumite situații când ne cam întrerup planurile, ca să spunem așa. And so while my wife and I were thinking about this trip, things began to happen. Și începeam deja să ne gândim la aceste lucruri în timp ce lucrurile efectiv erau în derulare. Her mother had taken quite sick. She'd had cancer. Ce s-a întâmplat? Mama dumneaei, chiar bolnavă, fiind grav din cauza cancerului, între timp. And we realized sometime in November that she was getting worse. Și ne-am dat seama cam prin noiembrie că avea să se înrăutățească și mai mult situația. So that began to enter into our minds of whether this trip would be possible, that she would be so sick because my wife was responsible for looking after her. Și în mintea noastră a început să apară această idee dacă mai ne ocupăm sau nu de excursie, pentru că soția mea este cea care o are în întreținere pe mamă. Well, at the end of November, she suddenly and unexpectedly passed away. Și pe la sfârșitul lunii noiembrie, mama soției mele a trecut la Domn. So we had arrangements to make and funeral and so on for. Vă dați seama că a trebuit să organizăm funeralile și tot ceea ce ținea de acest lucru. You know, sometimes things happen in life, happen to us all. Iubiții mei, astfel de lucruri ni se întâmplă tuturor în viață uneori. That might interrupt or take our minds off of a goal that we have in mind. Pentru că întotdeauna avem pe unul de acela care întrerupe gândurile și scopurile noastre pe care le avem în viață. But we're thankful for the comforting hand of the Lord. Însă mulțumim lui Dumnezeu pentru mâna lui mângâietoare. But he got us through that situation that the Lord undertook and that was done. Pentru că în situația aceea, felul în care Dumnezeu s-a îngrijit, problema s-a rezolvat, să spunem așa. Well, after the first of the year, we began to realize that the way was clear and it would be good to go on this trip. Și chiar de la începutul noului an ne-am dat seama că în felul acesta calea s-a eliberat, fiind posibil această călătorie. And so at the sometime in January we began to think that we needed to get things in order, think about starting to pack. Și în ianuarie am început să ne gândim în felul următor: ar cam fi cazul să ne apucăm de împachetat. But we were both busy and had things work and different family situations and church responsibilities. Dar amândoi eram ocupați cu lucrul, cu serviciu, responsabilități și la biserică și în familie din care provenim, anumite aspecte. I have been blessed with a large family. Am fost binecuvântat cu o familie enormă. I'm the youngest of 7 children. Sunt cel mai tânăr dintr-o familie de 7 copii. I have 3 older brothers, 3 older sisters. Am 3 frați mai mari ca mine și 3 surori mai mari ca mine. My wife and I live in a home next to my mom and dad. Eu și soția mea locuim aproape într-o altă casă de mama, casa mamei mele și a tatălui meu. And we've enjoyed the privilege of helping them in their later years. Și ne-am bucurat de privilegiul de a-i ajuta în ultimii ani. But in the middle of January, my oldest brother ended up in the hospital. Însă pe la mijlocul lui ianuarie, fratele meu mai mare, unul dintre ei, a ajuns la spital. So I made several trips in the car, about 2.5 hours to visit with him. De vreo câteva ori am parcurs o călătorie cu mașina, care dura cel puțin 2 ore și jumătate. And he underwent 2 different surgeries during his time in the hospital. Și el a trebuit să treacă prin 2 situații operatorii în timp ce era în spital. And while I was visiting the town in Portland, where he lives. Și când am vizitat Portland,
orașul în care el de fapt locuia. I had been doing some work there and was in my car headed over to see my brother in the hospital. Aveam ceva de lucrat și m-am dus să lucrez în mașină în timp ce mergeam să merg să-l văd pe fratele în spital. And I got a call from another one of my brothers. Dar apoi am primit un telefon de la un alt frate de-al meu. That my oldest brother had suddenly passed away. Care mi-a spus fratele nostru mai în vârstă tocmai a trecut la Domnul. Now quite frankly, the trip to Romania began to be less important. Să vă spun sincer, călătoria în România a început să fie pe planul 2. I began to think in my and my oldest brother was a Christian. I know he may have it. Și am știut, fratele meu era un creștin dedicat și am știut că drumul lui este spre cer. But still the shock of the event, I put my plans in the background somewhere. Dar, iubiții mei, șocul acestui eveniment a făcut ca planul excursiei mele să fie undeva mai în spate. And over the next few weeks there were arrangements to be made for his funeral. Și câteva săptămâni după aceea trebuiau făcute aranjamente pentru mormântarea. And I knew that I would have some responsibility in that ceremony and then getting my parents up to the funeral and so forth. Știam că și mie îmi revin anumite aspecte și îndatoriri cu privire la această ceremonie de mormântare, să-i aduc și pe părinții mei să fie prezenți și să-i duc înapoi. And we again we found the Lord to be faithful. Și din nou am constatat că Dumnezeu este credincios față de noi. Sometimes we wonder what do people do that don't have the Lord. Uneori ne întrebăm ce fac oamenii de nu l-au ei pe Domnul. I'm so thankful that he carries the Lord. He carries the heavy end of things. Dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că el este cel care se îngrijește de partea grea sau aspectul greu al lucrurilor. So once again we got through that situation. God helped us through. Deci încă o dată mărturisesc, Dumnezeu ne-a ajutat să trecem prin acestea. But it was already February. Dar era deja februarie. And I began to think I really need to get ready for this Romania trip. Și am început din nou să mă gândesc, măi, dar trebuie să mă pregătesc pentru plecarea în România. We need to get our luggage out and begin to get things organized and packed. Trebuia să avem deja valizele, cum se spune, puse după ușă, lucrurile deja aranjate în ordine. But our lives are very busy. Însă viețile noastre sunt deosebit de tumultoase, ca să spun. And so the days leading up to February the 10th when we would leave. Și iată cum zilele mergeau înspre februarie. We kept telling each other, my wife and I, we need to get packed, we need to get ready. Și din nou spuneam soției, măi, trebuie să fim bine pregătiți, să avem pachetele puse la punct, bagajele tot. So guess when we did all of our packing? Și ce credeți că s-a întâmplat cu tot bagajul nostru? We're going to leave on February the 10th. Guess when we packed? Plecăm chiar în data de 10 când să plecăm, atunci am mai împachetat. February the 9th. În februarie 9, deci. The night of February the 9th, we stayed up late packing. And noaptea din 19 februarie am petrecut-o împachetându-ne. See, we knew the time was coming. Știam, iubiții mei, că timpul avea să vină. We had an event scheduled. Aveam un eveniment programat anterior. And it was time to get ready. Și era timpul ca să fim pregătiți. But on February the 9th, it's not just time. Numai că 9 februarie nu prea este timpul sau momentul. But as the verse in Romans says, it's high time. Dar cum spune în Roman ce am citit, chiar este acum vremea. There's no more time to put things off. Adică nu mai e timp să mai pui alte lucruri în rânduială. Because once you have made all your arrangements, it's time to get on the plane and go to Romania. Pentru că odată făcute toate aceste aranjamente, mai trebuie doar să te urci în avion și să pleci în România. I can't go up to the pilot of the airplane and ask him if he'll wait another day. Nu pot să mă duc la pilotul avionului și să spun, auzi, domnule, mai poți să mă aștepți o zi? I don't think he would do that. Nu cred că va face așa ceva. I guess I don't know. I've never asked one, but I don't think he would do that. E adevărat că n-am întrebat niciodată un pilot așa ceva. Nu cred că va face. It's time that the door to the plane closes at some point in time. Acum este vremea când ușa avionului se închide la un moment dat. One time, Brother John and I, on a previous trip to Romania, we were late on a plane flight. S-a întâmplat la una din călătoriile noastre cu fratele John în România că am ajuns aproape de închiderea ușii avionului. In fact, on the plane we asked the flight attendant if she could check our connecting flight and see if we were going to make that connecting flight. Chiar am rugat stewardesa să verifice următoarea noastră legătură, dacă putem să prindem. They have a way of checking on their computers while you're in flight.
on your time and whether you're going to catch your next flight. Deci, în timp ce ești în avion, ei au posibilitatea să-ți verifice anumite legături pe care ai dori să le mai ai, sigur. So she, after a few moments, she came back to our seat and told us she thought we would make it. Și după câteva momente, ea vine la scaunul nostru și spune, cred că o să reușiți să prindeți și legătura următoare. But she said, you need to hurry up. Dar trebuie să vă grăbiți. Now there we are on a plane, 30,000 feet in the air. Noi suntem într-un avion la peste 10,000 de metri altitudine. I can't hurry any faster. Eu nu pot să mă grăbesc să ajung mai repede la legătura aceea. Brother John looked at each other and said, "Well, should we get out and push?" Fratele John se uită la mine și spune, "Ce să facem? Ieșim din avion și îl împingem să meargă mai repede?" Well, we got into the airport off of that flight. Am ajuns în aeroport cu acel zbor atunci. And we began to run to our next flight. Și literalmente am fugit spre următoarea legătură de avion. Why, it wasn't just time, it was high time. We nu had to era doar moment, timpul în sensul acesta, ci trebuia vremea deja sosise să fim so acolo. So we came through the area, into the boarding, into the gate where we should board. Deci am cam dat buzna în zona aceea de îmbarcare. And there was no one there. Și nu era nimeni acolo. We knew we were either very early or very late. Noi am știut că ori am ajuns prea devreme, ori prea târziu. Suddenly the person came out and said, where are you going or what flight do you need to be on? Și la un moment dat cineva vine și ne întreabă, domnule, încotro zburați, ce rută vreți să urmați? And we told him our particular flight that we were to be leaving on. Și a spus, domnule, cu tare zbor, cu tare cursă, trebuie să plecăm. Well, he said, you're too late, it's already taken off. Îmi pare foarte rău, chiar tocmai a decolat, a spus omul. You know, Jesus is coming again. Iubiții mei, să știți că Iisus va reveni. We don't want to hear it's too late. Noi nu vrem să auzim cuvintele prea târziu. There's not another flight to catch. Nu mai există un alt zbor sau legătură pe care să o prindem. We need to be ready now. Iubiții mei, trebuie să fim gata. It's not just time. It's high time. Nu numai că este vremea, este chiar momentul. We need to make sure that we have our ticket. Trebuie să fim siguri că avem biletul. We need to make sure we've got our passport. Să fim siguri că avem și pașaportul în regulă. But even with that, if I go up to the boarding area with my ticket and my passport. Dar chiar și așa, dacă mă duc la zona de îmbarcare având și biletul și pașaportul în mână, I need to have a boarding pass. Am nevoie și de o foaie de îmbarcare. I need to have proof to that ticket agent that I can get on board. Am nevoie a dovezii acelui bilet rezervat pe care now, ca să pot să intru în avion. When we had a date set to come to Romania. Când am avut fixată ziua pentru a veni în România. I knew that on February the 10th our plane would be taking off. Știam că în 10 februarie avionul nostru avea să decoleze. We don't know the date when Jesus will come again. Dar nu știm momentul, clipa când va veni. But we know by his word that time is coming soon. Însă știm prin cuvântul său că această vreme este aproape. We know that it's time for Jesus to come again. Iubiții mei, știm că este vremea ca Iisus să vină din nou. But we believe it is also high time that he's going to come again. Dar noi credem că acum este clipa aceasta. We believe it could be tonight. Credem că poate să fie în seara aceasta. And we need to know in our hearts that we are ready for his second coming. Trebuie să știm pe deplin în inimile noastre că trebuie suntem gata pentru a doua venire a Domnului. We don't want to miss that event. Nu vrem să ratăm evenimentul. We don't want things to come between us and God before he comes. Nu vrem ca să intervină lucruri între noi și Dumnezeu până când vine Domnul. We don't want to put off any preparation that we should make. Nu vrem să lăsăm deoparte orice pregătire pe care ar trebui să o înfăptuim. We need to know that we are ready. Iubiții mei, trebuie să cunoaștem că suntem gata. My oldest brother that passed away. Fratele meu mai în vârstă a plecat la Domnul. That was very unexpected. Pentru noi a fost cu totul neașteptat. The doctor said it happened very, very suddenly. Medicii ne-au spus, domnule, s-a întâmplat fulgerător. The doctor said even he was surprised. Chiar și ei ca medici au fost surprinși. We don't know when Jesus can come again. Din nou, nu știm când vine Domnul Iisus. My brother was ready. Fratele meu însă a fost gata. We know that he made heaven. Noi știm că el a ajuns în cer. One thing I will say when I saw my brother after he had passed away, I saw him in his coffin. După ce fratele meu a trecut din viață, l-am văzut în sicriu. The first thing I thought and said to myself. Și primul lucru la care m-am gândit și mi l-am spus mie însumi. I said to myself, he's not there. Și am spus, oricum el nu e aici. He's gone. Boy, it was that physical body. Da, într-adevăr, era trupul acela fizic. But he was not there. Dar el, ca ființă, nu mai era acolo. He was gone. El era deja plecat la Domnul.
One of these days, Jesus is going to come again. Într-una din zilele acestea, Iisus va reveni. The reason that we stand before you tonight. Iubiții mei, motivul pentru care noi ne aflăm în fața voastră în seara aceasta. And share God's word with you. Și împărtășim cuvântul Domnului cu voi. Is because we want you to be ready. Este din cauza faptului că vrem ca toți să fiți pregătiți. We want you to know that if Jesus should come this very moment, that you would be ready. Vrem să știți pe deplin că dacă Iisus vine în clipa aceasta, suntem cu toții pregătiți. We know the Bible says that there will be those that are left behind. Știm că Biblia ne spune că vor fi din aceia care vor rămâne. But when they see your and my our remains, whatever those may be, indiferent care ar fi, să zic, rămășițele noastre care le vor vedea cei care vor rămâne, we want them to say they're not there, they're gone. Am vrea ca și ei să spună, ăștia nu mai sunt aici, au plecat. So I ask you tonight. Așa că vă întreb în seara aceasta. Are you ready? Sunteți pregătiți? The Lord knows your heart. Domnul îți cunoaște inima. If the Lord is speaking to your heart tonight. Dacă Domnul îi vorbește inimii tale în seara aceasta. Make sure you make every preparation to be ready for his coming. Fii sigur că ai făcut tot ce depinde de tine pregătirea pentru venirea lui când vine. It's been our high privilege to be here tonight with you. Iubiți mei, mărturisesc că este privilegiul nostru deosebit să fim împreună cu voi în seara aceasta. God bless each one. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin.